Deci mai fac aici un mic test. Acum am avea sistem de automatizare în regim de așteptare, adică termostatul de ambient dăduse comandă de oprire. Acum repornește, se alimentează, deci înainte a fost aerisire. Sunt niște mici simboluri aici, bujie, ventilator la turație mică, și am temperatură de la apa din cazan, arzător și la șnec. Teoretic a intrat în regimul normal de lucru. Și peste 28 de secunde, 27, va trebui să reîncarce cu peleți. Acum vom încălzi. Am singur senzor, așa că o să vadă aceeași temperatură la toți. Și va apare și va varia imediat la peste 60 de grade. Arzătorul sau jnecul trebuie să fie în regim de imediat. Ia uitați. Chiar dacă temperatura scade, vom vedea pe valoarea maximă. Acum o să dăm un restart pentru că nu pornește altfel. Deci pornirea sistem. E ok. Face aerisirea. Alimentează. Pornește bujia, am suflat încet. Menține focul. Și am mai intrat în regimul normal. Încarcă și am suflat. Se văd și în LED-urile de aici, din capăt. Mai supărăm o dată. Dacă temperatura la apă crește peste 60 de grade, vom intra în regimul de veghe, care o alimentează 2-3 secunde și o dată poate la 5-10 minute, mult mai lent. Uitați avarie. Așteptăm să resetăm și apoi vom intra în meniu, pentru că pot regla toți parametrii, timpii de timpul de aerisire, timpul de alimentare, timpul de aprindere, timpul cât mai suflă aerul, timpul de încărcare jnecul acesta, pauza aceasta și la veche la fel. Deci, pe scurt, mi-apare articlu. Apăs vreo 4 secunde. Și am așa. Deci a fost cea într-o aerisire, alimentare cu peleți, aprindere bujie, foc, suflarea, timpul de alimentare, 3 secunde aici. Deci 30, o să pun 32, o să pun 15. Iar în veche, 3 secunde, dar sunt minute acum, vedeți? Timpul între măsură temperaturi, pot să o fac și mai lent. Turația la regim normal, pot să o fac mai mare. Turația la veche. Temperatura apă pentru o stare de veche la 60, când e apa în cazan 60, trec la veche. Histerezisul, 3 grade, adică la 57 va reveni la normal. Temperatura maximă de avarie 100, la arzătorul 60, are și un isterezis reglabil, la fel și tubul, și revine la normal. Deci, așa am nimerit când deja încarcă șnecul și acum e pauză pentru că a fost 15 secunde, se descărcă,
încarcă, aici se vede că încarcă și până începe 15 și tot așa.